Și în această săptămână, romașcanii fără un loc de muncă stabil au la îndemână 228 de locuri de muncă în industrie, construcții, agricultură, comerț și servicii. Pentru această săptămână, agenții economice au anunțat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman un număr de 228 de locuri de muncă vacante. Structurat pe ramuri de activitate, sunt 42 de locuri de muncă în industrie, 34 în construcții și agricultură și cele mai multe, în număr de 152, sunt în domeniul comerțului și serviciilor. Pentru cei cu studii superioare, sunt locuri de muncă în construcții, respectiv inginer construcții civile, și în industrie un inginer confecții textile. Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Neamț are în pregătire pentru luna octombrie și o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenții din acest an, unde își pot găsi un job nu numai cei care au terminat anul acesta cursurile școlare, ci oricare șomer. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va fi organizată în luna octombrie, respectiv pe 20 octombrie. Ca și în ceilalți ani, se va organiza la Piatra Neamț Roman și Târgu Neamț și, deși este dedicată absolvenților din ultima promoție, pot participa orice persoană care își caută un loc de muncă. Toți cei care își caută un loc de muncă sunt invitați să treacă pe la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Neamț din strada Olteniei, unde pot primi informații despre oferta din această săptămână.